Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Dărmănești din luna iunie, o ședință cu proiecte importante pe ordinea de zi, care vizează în special obținerea de noi fonduri europene prin PNRR și nu numai, și sigur, proiecte care țin de dezvoltarea comunității. Îl rog pe domnul președinte să preia conducerea ședinței. Mulțumesc, bună ziua, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Dărmănești din data de 28.06.2023, cu prezență fizică un număr de 12 consilieri, prezență online un număr de 4 consilieri și consilier absent, domnul Balaș Constantin. Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.06.2023. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate cu 16 voturi pentru. Punctul numărul 2, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2023. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, cu 16 voturi a fost adoptat și acest punct. Trecem la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Înainte de asta, specifică în cadrul comisiilor de specialitate, toate proiectele de hotărâre au primit avizul favorabil. Punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Câteva precizări am să fac. Am vorbit și la ședința pe comisie. Este vorba de o creștere a bugetului local, în special datorat faptului că un nou proiect cu fonduri europene a fost aprobat. Astăzi îl introducem în buget. Este vorba de proiectul de construire a unui parc fotovoltaic pe raza orașului Dărmănești. Deci principala modificare este introducerea în bugetul anului 2023 a acestui proiect care duce la creșterea veniturilor cu 4.123 lei. Restul sunt corecții în plus sau în minus în funcție de nevoile pe care le avem de finanțare pe obiectivele în curs. Rog pe doamna contabil șef să facă câteva precizări. Se aprobă creșterea bugetului local pentru partea de venituri cu 4.123.14 lei prin introducerea veniturilor de la partea de finanțare, că e POIM pentru finanțare pasă cu Văzai, în orașul Dărmănești. Iar creșterea bugetului local la partea de cheltuieli cu 4.805.66 lei. Se actualizează lista de investiții prin introducerea acestui proiect pe care l-am semnat pentru funcționare parc, iar se modifică la obiectivele de investiții care sunt finanțate în excedentul anterior, suma de 6.452.520 lei. La partea de modificare obiectivului de investiții, 6.452, creștem de la 5.700.000 la 6.452, este vorba de partea neeligibilă cu finanțarea din partea noastră la parcul fotovoltaic, 1,2 milioane de lei. Din excedentul anilor anteriori, folosim această sumă de 1,2 milioane lei pentru a cofinanța cheltuielile neeligibile la obiectivul de finanțare. Obiectivul de investiții amintit în urmă. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, 16 voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiție, asigurarea infrastructurii pentru transport verde, piste pentru biciclete la nivel local în orașul Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin componenta C10, fondul local, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de un proiect pe care noi l-am discutat cu ceva timp în urmă. Avem semnat contractul de finanțare
prin PNRR pentru 10,4 km de piste de biciclete. Astăzi avem studiul de fezabilitate terminat. Am propus acest proiect de hotărâre pentru a aproba studiul de fezabilitate, pentru a aproba devizul general, cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile și sigur am venit cu acest proiect împărțit pe componente, componenta 1 și componenta 2. Este vorba de acea zonă în care pistele au lățime de 1,5 metri aferente componentei 1 și componenta 2 cu o lățime de 2,5 metri. Sigur că valoarea acestui proiect, 6.283.538,81 lei, este în proporție covârșitoare această sumă alocată din surse europene și, sigur, noi venim cu o cofinanțare de 157.742 lei. Un proiect de care comunitatea sperăm să se bucure și mai ales pentru că este stațiune turistică orașul Dărmănești, este un proiect cerut, solicitat de către cetățeni și turiști. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și proiectul de hotărâre numărul 4. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, notă conceptuală, temă de proiectare, în vederea elaborării documentației tehnico-economice, faza SFE-DALI, pentru obiectivul de investiții, asigurarea infrastructurii pentru transport verde, alte infrastructuri TIC, finanțate prin componenta 10, fondul local, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Un nou proiect, avem contractul de finanțare semnat, vorbim de o investiție de peste 500.000 de euro, fonduri europene. Practic este vorba de un sistem de management urban local modern. Astăzi venim cu primii pași în acest proiect. Spuneam la ședința pe comisie că ne-am documentat să știm exact ce trebuie să facem să trecem în cadrul caietului de sarcini. Aprobăm nota conceptuală, tema de proiectare și sigur lansăm, după aprobarea acestui proiect de hotărâre, elaborarea documentației faza SF. Cred că într-o perioadă relativ scurtă vom veni și cu indicatorii de la acest studiu de fezabilitate și să putem să lansăm proiectarea și execuția. Și acest proiect face parte din proiectele finanțate cu surse europene și cred eu că va fi una dintre variantele de răspuns pentru anii ce vin și vorbesc de 5, 6, 10 ani. Acest model de proiect implementat la Dărmănești, sigur că va răspunde la acea întrebare despre turismul modern. Deci vom găsi soluții vis-a-vis de turismul modern prin implementarea acestui proiect. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, cu 16 voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune și închiriere încheiate între UAT Oraș Dărmănești și persoane fizice și juridice. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. În urma discuțiilor avute cu colegii de la Impozite și Taxe și cei de la Urbanism, am constatat că anumite contracte, fie de concesiune, fie de închiriere, fie persoane fizice sau juridice, sunt la limita expirării și pentru a putea să, impunem aceste contracte în continuare, pentru că pe aceste terenuri concesionate sau închiriate de către noi sunt în mare parte construcții, activități economice, am venit cu acest proiect de hotărâre pentru prelungirea duratei de valabilitate a contractelor enumerate
pe 5 ani. Sigur că intenția noastră este să aducem cât mai multe venituri la bugetul local pentru a putea să asigurăm cofinanțarea proiectelor de care vorbim și valorificarea corectă și legală a acestor bunuri pe care Consiliul Local le-a dat fie în concesiune, fie în administrare, trebuie să fie prioritate zero. De asta am venit cu acest proiect de hotărâre, pentru a prelungi pe o perioadă de 5 ani aceste contracte. Dacă sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, în titlu, dacă putem pune între persoane fizice sau juridice? Și juridice, că și, sunt și persoane. Și, ok. Rămâne. Da? Și juridice, persoane. Supunem spre aprobare și acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și acest proiect de hotărâre cu un număr de 16 voturi. Punctul numărul 7 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar din bugetul local al orașului Dărmănești în cuantum de 5.000 de lei pentru Biserica Ortodoxă Parohia 2 Boiștea pentru realizarea lucrărilor de desfințare și construire a unui grup sanitar. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Am avut o discuție cu părintele de la parohia Boiștea 2, o solicitare scrisă din partea dumnealor pentru a sprijini financiar cu o parte din valoarea investiției. Este vorba de un grup sanitar, desfințarea fostului grup sanitar și construirea unui grup sanitar nou. Cel vechi nu mai răspundea cerințelor actuale și părintele împreună cu enoriașii au strâns ceva bani, n-au reușit să asigure întreaga sumă pentru finalizarea obiectivului și ca atare am venit și am propus acest sprijin de 5.000 de lei. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem aprobării proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, cu 16 voturi, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor SECE Compania Rompres Service SA, conform raportului expertului cooptat de către ADIS Bacău, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6/5/2015. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Am avut și aici o discuție cu directorul de la ADIS și în urma solicitărilor făcute de cei de la Romprest, solicitări care chiar de la începutul anului au venit. ADIS a contractat un expert cooptat pentru a vedea dacă solicitările sunt, îndreptățite. În urma acestor analize și discutând cu ADIS, se propune și se acceptă o creștere din partea ADIS-ului de prețuri la deșeurile reziduale. Propunerea este de 456,16 lei pe tonă, deșeurile reciclabile 703 lei pe tonă, biodegradabile 1683 lei pe tonă, deșeuri din activități de reamenajare și reabilitare 127 lei pe tonă, colectare și transportul deșeurilor voluminoase 1060 lei pe tonă. Aceste tarife prevăzute în anexă vor fi aprobate printr-un act adițional la contractul de bază. Practic, Romprestul prin adresele transmise către ADIS solicita mai mult, o creștere mai mare și, sigur, în urma punctului de vedere transmis de expertul cooptat de către ADIS, s-a negociat niște prețuri mai mici. E o problemă pentru că noi am stabilit la începutul anului o taxă pentru persoane fizice și avem o taxă și pentru persoane juridice. Am încasat mare parte din acești bani
chiar sunt mulți care au plătit integral până la sfârșitul anului. Această creștere la jumătatea anului dezechilibrează un pic balanța de plăți. Vom vedea ce soluții vom lua. Îmi doresc să rămânem cu taxa cea stabilită, 12 lei, adică să nu mai creștem, și pentru a ne putea încadra în această creștere de preț din partea Romprestului, rugămintea mea este să reducem cât putem cantitatea de deșeuri menajere, adică să reciclăm mai mult, pentru că orice deșeu nereciclat care se găsește în amestec cu deșeul menajer duce la creșterea cantităților predate către operator și ca atare a costurilor. Dacă nu vom reuși să reducem din cantitățile de deșeuri menajer, și aici mesajul este către cetățeni, fiecare cetățean să pună în acea pubelă exact ceea ce trebuie, nu e nevoie să măturăm curtea să punem în pubelă, nu e nevoie să scoatem gunoiul de greaj să-l punem în pubelă, nici cocenii, nici alte deșeuri nici care n-au ce căuta acolo. Deci doar deșeuri menajere, iar în pubela de reciclabil să punem acele deșeuri reciclabile, tot ce ține de plastic, de hârtie, de carton și așa mai departe. Dacă nu vom reuși să reducem cantitățile de deșeuri menajere, va trebui să creștem din nou această taxă pe persoană și cu siguranță creează un disconfort. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări... Când intră în vigoare, dacă s-a dat în aprobare? Deci cu siguranță de la 1 iulie. Iulie, da, pentru că... Este prea de vreme, adică trebuie anunțat orice mărire, modificare de prețul de la contract, să anunce cu anumită perioadă. Da, ei au făcut toate demersul de la 1 ianuarie, de la 1 februarie, Romprestul tot solicită creșterea prețurilor. Până n-am avut pe ordinea de zi. Păi n-am avut pe ordinea de zi, dar ei... Da, n-am avut noi pe ordinea de zi, dar Dacă vă amintiți, într-o ședință anterioară, noi am respins un proiect, v-ați aminte? Cu creșterea, nu mai știu, cred că în aprilie sau nu mai știu. Da? Și după aia a venit acest cam cerut a DIS-ului să vină un raport a unui expert, să vedem dacă e justificat, și ținând cont de faptul că anul trecut... Deci, punctul de vedere, noi am cerut punct de vedere de la ADIS, ADIS-ul a făcut acest contract cu un expert cooptat, expertul a spus că trebuie să acceptăm o majorare a prețului, nu chiar aia care a cerut-o un preț un pic mai mică, și ca atare e justificat. Ținând cont de faptul că anul trecut inflația a fost 15,8 sau cât a fost, vă dați seama că influențează și activitatea economică a operatorului respectiv. Mulțumesc. Dacă sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Domnul Milea Fănel s-a abținut. 15 voturi pentru și o abținere, și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind actualizarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești și al serviciilor publice subordonate Consiliului Local al orașului Dărmănești, județul Bacău. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești, domnule primar. Este vorba de o reactualizare a statutului de funcții, spuneam și la colegiilor la ședința pe comisii. În ultima perioadă am avut fluctuații de personal, unii au plecat, unii s-au pensionat, alții au ocupat prin concurs diverse poziții. Astăzi propunem actualizarea statului de funcție așa cum este el la acest moment ocupat. Nu e niciun fel de modificare, nici nu înființăm, nici nu desființăm alte poziții, ci doar o reactualizare a statului de funcție conform cu funcțiile și pozițiile care sunt ocupate astăzi. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate, cu 16 voturi, și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoanele juridice radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului din evidența fiscală a UAT Oraș Dărmănești, inițiator al proiectului, domnul primar. Domnule primar, vă rugăm. Pentru că orice fel de sumă pe care nu o încasăm atrage în jos performanțele financiare ale instituției,
ținem cont de firmele care sunt radiate și acele debite, prin hotărâre de Consiliu, le scoatem din evidență. Nu este o sumă mare astăzi discutată în proiectul de hotărâre, dar este o sumă care, repet, duce la scăderea gradului de încasare, pentru că aceste sume noi niciodată nu le vom încasa, pentru că sunt persoane juridice radiate. Ținând în evidențele noastre aceste sume, nu facem altceva decât să cărăm un balast după noi și să influențăm gradul de încasare în sens negativ. Sumele pe care noi le primim din cote defalcate și ce mai primim noi sunt raportate la gradul de încasare. Un grad de încasare slab duce la pierderi de două ori. Odată aceste sume care revin de la persoanele juridice radiate, știm sigur că nu le încasăm și în al doilea rând pierdem datorită faptului că cotele defalcate se raportează la gradul de încasare. Ca atare, de fiecare dată când avem persoane juridice radiate care sunt purtătoare de debite către Serviciul Impozite și Taxe al orașului Dărmănești și știm că ele sunt radiate și avem toate datele, venim cu acest proiect de hotărâre, cu proiect de hotărâre pentru a radia din evidențe. Astăzi avem 4 persoane juridice, suma este de 20.222, nu este o sumă mare, dar ținem din scurt aceste sume în așa fel încât să nu influențeze negativ gradul de încasare și performanțele serviciului economic la sfârșitul de an. Dacă aveți întrebări... Cum? Da. Deci în codul fiscal sunt prevăzute foarte clar toate aceste acești pași, dar repet, dacă noi nu dăm această hotărâre de Consiliu să scoatem din evidență, rămânem cu aceste sume în stand-by și sigur că ne afectează. Mai sunt și alte intervenții? Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu 16 voturi pentru a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 11 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al UAT Orașul Dărmănești a bunurilor de retur de natură de natura domeniului public predate către SC Crab SA. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este o adresă venită din partea celor de la CRAB, prin care ne anunță că au făcut o investiție serioasă la Dărmănești. Este vorba de un racord PVC DN160 în strada Minerilor numărul 37 cu valoare de inventar 50 de lei. Și ne solicită să aprobăm introducerea în domeniul public al UAT Oraș Dărmănești acestui bun de retur, după care să dăm o hotărâre de Consiliu prin care vom preda către CRAB. Deci noi astăzi introducem în domeniul public a bunurilor de retur conform anexei 1. În anexa 1, transmisă de cei de la CRAB, văd acest racord PVC DN160 montat în strada Minerilor numărul 37 cu valoare 50 de lei. Dacă legislația ne cere, facem și acest lucru și, sigur, după ce introducem în domeniul public investiția, o să o transmitem în administrare către cei de la CRAB, tot prin hotărâre de Consiliu. Sper să nu se strice raportul de 50 de lei, că e posibil să se, până dăm noi și cealaltă hotărâre, s-ar putea să, sau să se, să iese din perioada de valabilitate, să caseze. Facem un spirit de glumă, da, asta e legea. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu mai sunt întrebări, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, cu 16 voturi, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la programul finanțat prin PNRR, pilonul 6, politici pentru noua generație, componenta 15, educație, investiția 10, dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, precum și aprobarea proiectului, construire și dotare corp nou, școală verde numărul 1 din orașul Dărmănești,
județul Bacău, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Spuneam la comisii că noi am inițiat cu ceva timp în urmă un proiect de hotărâre pentru construirea unei școli în cartierul Brătulești. Este vorba de școala numărul 1. Am obținut finanțare pe POR. Valoarea contractului semnat cu POR-ul 4 milioane de lei. În urma creșterilor de preț și până am finalizat proiectul tehnic, școala noastră a ajuns la 7 milioane de lei. Deci aveam 4 milioane cofinanțare și 3 milioane trebuia să punem din bugetul local. În 2023 am decis împreună, pentru că proiectul a fost finalizat în februarie 2023, am decis împreună să renunțăm să scoatem de la finanțare din POR acest proiect, pentru că trebuia să-l finalizăm până la 31 decembrie 2023, lucru greu de realizat, pentru că trebuia să lansăm procedurile de achiziție pentru execuție și nu cred că până în septembrie terminam acest lucru și în două luni de zile n-avem cum să finalizăm școala și doi, a doua constrângere, trebuia să venim cu 3 milioane de lei din bugetul local, bani pe care nu-i aveam, să cofinanțăm această școală. Am spus atunci că în momentul în care se vor deschide noi axe de finanțare, vom fi atenți și vom repria acest proiect pe noile axe de finanțare. Sigur că am făcut acest lucru în cunoștință de cauză, știam că vor fi deschise noi axe de finanțare. Astăzi, această axă de finanțare este la dispoziția noastră, vorbim de școală verde, educație, investiția 10. Practic, valoarea pe care noi o putem obține este de 8.315.231 lei, adică acoperă în totalitate valoarea pe care noi o aveam la proiectul tehnic. Va trebui, după aprobarea acestei hotărâri de Consiliu, să reașezăm proiectul în sensul de a-l face eligibil pe componenta școală verde. Eu sper că acest lucru îl vom face, reactualizăm PT-ul și sper că în perioada următoare avem cele două lucruri atinse, odată componenta financiară care e mult mai, să zic, avantajoasă în cadrul acestei axe și doi, termenul până la finalizare, care sigur este mult mai confortabil. Sperăm să obținem finanțare pe această componentă și să reușim să ne ducem la bun sfârșit acel proiect de a construi o școală nouă în cartierul Brătulești. Dacă mai sunt întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, cu 16 voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul crearea unui centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă și îngrijire la domiciliu în oraș Dărmănești, județul Bacău, finanțat prin PNRR, componenta C13, reforme sociale, investiția I4, crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de a construi un nou centru de zi pentru persoane vârstnice. Recent am închis un proiect care viza construirea unui centru de zi, nu ne oprim aici, spuneam că nevoia este mult mai mare și elementul de noutate în cazul proiectului pe care astăzi îl discutăm este acela că acest centru de zi va avea și o echipă mobilă de îngrijire la domiciliu. Practic, astăzi propunem sau încercăm să gândim un proiect care, pe lângă centru de zi, are și o echipă mobilă de îngrijire la domiciliu. Care este diferența între centru de zi pentru persoane vârstnice, care l-am finalizat, și mă refer aici la partea de construcție cu ceva timp în urmă, și cel pe care îl gândim astăzi? Primul centru, pentru care am obținut licențiere și în perioada imediat următoare vom face și angajări, vizează acele persoane care au o stare de sănătate mult mai bună și aceste persoane vor veni la centru de zi pentru recuperare, pentru sunt niște persoane care au o stare de sănătate, persoane vârstnice, o stare de sănătate mult mai bună.
Aici, în acest centru pe care l-avem licențiat, vom rezolva probleme de socializare juridice, de consiliere, de recuperare și așa mai departe. Proiectul pe care îl propunem astăzi, crearea unui centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu, vine să răspundă solicitărilor care vin din partea persoanelor vârstnice cu probleme de sănătate mult mai grave, îngrijire la domiciliu. Sperăm că acest centru pe care încercăm să-l gândim astăzi și să-l aprobăm, să-l lansăm spre finanțare, să rezolve acele probleme la care n-am reușit să răspundem în prima parte de finanțare. Da? Deci ne adresăm unui grup țintă de persoane vârstnice cu probleme de sănătate mult mai grave decât primul lot. Pentru că cineva m-a întrebat dacă avem un centru de zi, de ce să mai facem altul? Ținta, grupul țintă, rămâne persoana vârstnică, dar cu alte tipuri de probleme. Sigur că și la acest proiect, valoarea eligibilă, 1,5 milioane de euro, peste 6 milioane de lei. Sper să reușim să obținem finanțare și să reușim să implementăm acest proiect, să răspundem nevoilor pe care persoanele vârstnice cu o stare de sănătate mai accentuată, așa, mai probleme de sănătate ne solicită. Dacă sunt întrebări, dacă nu, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate, cu 16 voturi pentru, a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 14 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator domnul primar al orașului Dărmăneș. Domnule primar, vă rugăm. Conform graficului pe care l-am stabilit la începutul mandatului, astăzi era la rând, să zic așa, doamna consilier Pop, din motive care țin de activitatea domniei sale, propun ca pentru următoarele 3 luni doamna consilier Stoica Adriana să fie președinte de ședință. Dacă sunteți de acord, supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Doamna Stoica se abține cu 15 voturi pentru și o abținere și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 15 de pe ordinea de zi, diverse. Vă rugăm să vă înscrieți. Ulterior o să-i dăm cuvântul domnului primar. Domnule primar, da, eu am să fac o precizare. Da. În primul rând vreau să vă anunț cu un nou proiect pe care noi l-am depus cu ceva timp în urmă, a fost aprobat spre finanțare. Este vorba de extinderea rețelei de gaze în cartierul Sălătruc și cartierul Lapoș. Prin Angel Salini, cred că anul trecut, noi am depus acest proiect, suntem într-o fază avansată, avem studiu de fezabilitate, valoarea proiectului peste 13 milioane de lei. Și era o sumă foarte mare, nu aveam cum să o susținem din bugetul local. Săptămâna trecută ni s-a comunicat obținerea finanțării pentru suma de 10 milioane 980 de lei, adică aproape 11 milioane din cele 13 milioane ne-au fost alocate pentru extinderea rețelei de gaze în cartierul Sălătruc și cartierul Lapoș. Așteptăm să semnăm contractul de finanțare, după care vom trece imediat la etapa de proiect tehnic și execuție. Deci, atât cetățenii din cartierul Sălătruc și cei din Lapoș îi asigur că, eu știu, în perioada anului 2023-2024, sper că acest proiect să poată fi implementat, mai ales la Sălătruc, pentru că la Sălătruc avem și o problemă cu canalizarea. Este acest proiect pentru canalizare în curtea celor de la CRAB. Au fost mai multe etape de licitație pentru execuție. Înțeleg că nu s-a înscris nimeni. Nu-i nimic, vom merge noi cu gazele înainte și după aia cu canalizarea. Deci este un proiect la care am lucrat mult, am ținut mult ca să se implementeze, am făcut toate demersurile pentru extinderea concesiunii cu cei de la Delgas Grid, avem contractul de concesiune, extinderea concesiunii semnat, adică noi am parcurs niște etape încă din lunile anului trecut, septembrie-octombrie, ca să putem să avem
la momentul semnării contractului, pași și parcurși. Deci, repet, vom semna contractul de finanțare, 11 milioane de lei, va trebui să găsim 2 milioane de lei cofinanțare pentru a putea implementa acest proiect. Cartierul, vom începe cu cartierul Sălătruc în prima fază, după care și cu cartierul Lapoș. Dacă mai aveți alte probleme, vă rog. Domnul Milea, vă rugăm. Vrem să vă întreb de drumul Columeci, Coada Lacului, Coada Lacului, Zidul Barajului, pe partea de acest tehnic, zona groază a Zidului. Deci este drum forestier, nu am solicitat preluarea acelui drum, nu ne interesează, da, este în... La un moment dat era, dacă vă amintiți dumneavoastră, acum câțiva ani, era drumul aparținea de finanțele publice. Deci este dat în este în domeniul public al statului, dat în administrare Romsilva. Și noi am solicitat preluarea porțiunii de la coada lacului până la izvorul al, da? Atât, 2,8 km am solicitat noi, hotărârea de guvern este pe parcurs, sper acum după schimbarea ministrului să... Vă amintiți, a fost o discuție acum ceva ani în urmă, da. Voia să dea lignul, nu e... Deci nu. După 30 ceva de ani. Știu, nu s-a mai... Deci nu s-a mai... Dar nu, așa. Acum, la momentul ăsta există pe drumul ăla, o barieră pusă. Da. Nu e pusă de Romsilva, dacă drumul este al Romsilva. Deci, el este la momentul de față în administrarea statului, în administrarea direcției Silvice Bacău și poate ei l-au predat la cei de la Lignu, nu știu, dar noi nu avem treabă acolo. Știu că au fost propuneri să vină o echipă de jandarmi, să creezi chiar și un pol de jandarmi, chiar s-au precipitat lucrurile cu... Știu foarte bine, pentru că noi am fost în teren zilele astea. Da, este la minister, a fost la vechiul ministru de interne, solicitarea noastră, ne-au propus de vreo 10 ori, ne-au promis de vreo 10 ori că vor înființa acest post, până acum nu s-a întâmplat nimic, reluăm din nou demersurile pentru... Să sperăm. Vedem. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări... Mulțumesc, zi frumoasă, mulțumesc pentru colegii din presă. Doamne ajută și să fim sănătoși. Mulțumesc. Declarăm închis.